Tu știai că în delta Dunării de Rusalii se întâmplă un fenomen unic în an, în care un nor de insecte se adună pentru un dans deasupra apei. Acest fenomen are și o legendă foarte interesantă, care spune că acelea sunt spiritele celor tineri care au murit înainte să își îndeplinească menirea de soț sau soție. Acestora li s-a acordat o zi din an care corespunde unei mari sărbători creștine, Rusaliile, în care se pot coborî pe pământ sub forma unor ființe înaripate care să trăiască pentru o zi bucuria dragostei. În minutele următoare vei afla care sunt aceste viețuitoare din legendă, de ce trăiesc doar o zi și unde mai pot fi găsite acestea. Aceste viețuitoare înaripate care produc fenomenul se numesc efemeroptere și, asemenea legendei, acestea nu trăiesc mai mult de o zi afară din apă, iar singurul lor scop în această zi este de a se împerechea. În prezent, peste 2500 de specii de efemeroptere sunt răspândite în toată lumea, mai puțin în Australia și Oceania. Spectaculosul lor dans de împerechere poate fi privit și la noi în țară, în jurul sărbătorii de Rusalii în delta Dunării. În realitate, efemeropterele trăiesc mai mult de o zi, mai exact, trăiesc între 1 și 3 ani, dar numai în stadiul de larvă. Odată cu evoluția și ieșirea din apă pentru reproducere, acestea nu trăiesc decât o zi. Un alt lucru interesant la acestea este că sunt un detector natural de apă curată. Trăiesc în râuri sau în lacuri și sunt foarte sensibile la poluare, în special la cea cu pesticide. Astfel, dacă în râul tău găsești aceste viețuitoare, înseamnă că apa nu este poluată cu pesticide. Dacă ești curios și vrei să le cauți în râul din apropiere, le găsești în special ascunse sub pietre, dar fii foarte atent să nu îți pui viața în pericol. Pentru a se putea reproduce, insectele trebuie să treacă prin ultimul și cel mai dramatic proces de transformare. Acest proces este asemănător cu cel pe care îl au fluturii. După această transformare, efemeropterele nu se mai hrănesc. Aparatul lor bucal nu mai este funcțional și tubul digestiv nu conține decât aer. După transformare, urmează o cursă contra cronometru care poate dura de la câteva ore până la o zi, în funcție de specie, în care unicul scop este reproducerea. Odată cu încheierea actului de reproducere, efemeropterele mor, lăsând pe fundul apei ouăle din care noua generație va ieși la lumină. Mulțumesc pentru timpul acordat acestui videoclip, dacă ți-a plăcut nu uita să lași un like și să te abonezi.